Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este domnul inginer Bogdan Mihalache, președintele Asociației Poveștile Carpaților. Bine ați revenit în emisiune! Bine v-am regăsit! Domnule Mihalache, în urmă cu vreo patru ani când ați fost prima dată în emisiune, am discutat prima dată cu dumneavoastră despre intenția de a reface cabana Urlea. Corect! În ce stadiu mai este acum această intenție a dumneavoastră? Ați făcut niște pași. Uh, știu, da. că, știu că ați uh, întâmpinat foarte multe obstacole, da. atât din partea unor colaboratori, cât și birocrația românească, care e binecunoscută. Uh, da, birocrația nu cred că este binecunoscută. În anii ăștia ne-am lovit destul de mult de ea și în continuare ne lovim suntem chiar că ultimii pași, să zic așa s-a depus documentația pentru emiterea certificatului de urbanism din punct de vedere documentație ONG-ul este proprietar al terenului unde se va construi deci din punct de vedere juridic nu mai are ce să se întâmple deci practic chiar suntem pe ultima asta de metri deci după ce veți obține acest certificat nu atunci veți trece la Uh, da. Edificare. Da, da, da. Până la urmă, cum va, cum va arăta? Păi că exact, au fost mai în... multe variante. Păi nu, e, e exact ultima variantă în care vom construi partea, în primă fază partea de jos, unde a fost cabana cu pliciuri, să zic așa, anexa. Da. Unde practic e și un element care ne va ajuta să construim cabana mare. Pentru că e foarte greu să construiești acolo și atunci acum e din ce în ce mai greu, mai ales legislația. Avem de respectat foarte multe lucruri, ISU, DSP, DSV, mediu, arii protejate. Da. De asta ziceam că partea de birocrație este foarte puțin cunoscută de oameni și este foarte grea. Și s-a și schimbat foarte mult în ultima perioadă. Da. Încât e greu să, să ajungi să fii 100% cu toate, noi asta, pentru că și cabana este privită 100% ecologică și 100% sustenabilă, va fi din ce mult mai greu. Dar pentru asta ne-am pregătit, pentru prima fază a proiectului, să construim partea asta. Pentru a doua fază, probabil, va fi provocarea cea mai mare. Da. Acolo veți folosi energie solară cu panouri? Cu, sau uh, veți merge clasic? cu. Uh, nu, uh. va fi pe partea de de-a panouri fotovoltaice și acum și avem și un studiu de parte de mini eoliană. Da, da. Unde ele vor alterna, să zic așa. Din calcule care le-ați făcut, o să vă asigure e suficientă sau da. va mai trebui și un generator cu motorină? Care... A, va fi de, doar de, de, urgență de backup. Da, în da. cazul în care niciuna din ele sau pică se întâmple ceva, va fi de urgență, da despre dimensiunile lor, așa, cea mică, cam ce capacitate va avea cea mare când. Undeva la 22 de locuri va fi cea mică. Iar cea mare încă nu am stabilit, încă calculăm doar că structura și prima, așa, a doua va fi o structură de tip cabană, adică nu vor fi camere cu baie proprii. Asta da. 100% e stabilit, da. adică noi încercăm să păstrăm Uh, chestia de cabană de munte da. nu va fi la fel cum vor fi cabanele de acum de 100 de ani pentru că nici nu mai poți să faci asta în ziua de azi pentru că e legislația care te pune să respecti o grămadă de pași, câți da. metri pătrați ai trebuie să ai pentru fiecare om care stă în camera respectivă și așa mai departe, deci nu ai cum să respecti pentru că și când s-au construit cele vechi nu s ar respectat nicio legislație. Pur și simplu s-a construit cum s-a crezut de cuvință atunci și cu ce s-a putut atunci. Păi da, că asta, de exemplu, urlea prin 25-26, 1925-1926, s-a construit, și în 27 s-a dat în 1927, da, în corect. funcție, deci pe vremea aia. Da, asta nu... zic. Atunci nu exista da. legislație, nu existau reguli din ziua de astăzi. Aici ați atins un, un subiect sensibil, zic eu, și mult discutat de iubitorii de munte. Și vă dau aici uh, exemplu, uh, cabana de la Negoiu. Da. Acolo, doi tineri au uh, luat cabana, au modernizat-o uh, foarte, foarte tare, ducând-o aproape în stadiu de, de hotel, și uh, mulți dintre cei care merg în zona aceea uh, mi-au spus că, domnule, nu sunt de acord cu ce au făcut ei. Bine, s-au și scumpit prețurile foarte, foarte mult. Au crescut prețurile foarte mult și domnule, nu vin aici la hotel, nu vin la lux. Dumneavoastră ce părere aveți de astfel de abordare? Cred că trebuie ținut cont și de un lucru foarte important este ca acea cabană să rămână în picioare. Adică planul de business a unei cabane de munte trebuie să fie foarte bine definit. În același timp contează și viziunea proprietarului. Dacă dorești financiar repede să câștigi, automat prețurile vor fi mari, impactul pentru cei care merg pe munte nu o să mai meargă acolo, sigur. Okay. Pentru că plătești practic prețul de pensiune sau de chiar de hotel. De asta și contează și viziunea proprietarului. Dacă vrea să câștige în următorii 30 de ani sau să-și recupereze investiția în 30 de ani, atunci practic asta nu va avea impact asupra prețului cazării și mâncării. Dar dacă tu vrei să câștigi repede bani, da, va avea un impact. Acum, fiecare decide că e proprietar. Într-adevăr, s-a transformat Negoiul, nu mai este o cabană de munte, cum o știm noi, Pitorească. Avea nevoie și ea de reparații da. și de schimbări acolo, mai ales cu și pe partea de băi. Știu că era destul de dezastru da, da. ultima oară când am fost și trebuiau făcute schimbări. Da. Dar contează da. Ca, acea, ca acea cabană să rămână în picioare și să aibă un plan de business să rămână acolo, că dacă în 10 ani proprietarul nu vede niciun câștig, atunci o abandonează, iar e abandonată, iarăși se degradează, iarăși nu mai face nimeni și iar ne plângem că nu avem unde să mergem pe munte să ne cazăm și da. nu avem condiții. Da, da. Aici, vedeți, zic eu și este cumva un antagonism între ceea ce zic oamenii, U în special iubitorii de munte, de multe ori. Ei spun: doamne, du-te în Occident și vezi ce frumoase sunt cabanele și e, ce confort e acolo. Ei, în momentul când vin la noi cu astfel de cabane, dar care vin și cu prețurile respective, nu mai încep să, să mă Doamne, Doamne, prea mare prețul, mie nu-mi trebuie lux la munte. A, nici în afară. Chiar am făcut câteva drumeții pe zona Munții Pădurea Neagră în Germania. Bine. Și acolo erau niște reguli ca la fel același lucru, și contează foarte mult partea asta financiar ca să supraviețuiască acea cabană și să poată să cazeze în continuare foarte mulți ani. Era o cabană în care ne-am oprit, avea acces, era la undeva la 1100 dacă nu mă înșel altitudine, avea acces auto, dar acces auto doar pentru aprovizionare. Da. Ideea este că acolo nu puteai să te duci doar să bei un ceai aveau niște reguli în care acolo dacă vrei să stai la ăsta, cabana respectivă, trebuia să și mănânci. Da, iată, mai mult decât Practic, atunci. da, practic, da. Era un, un, lucru în care să poată funcționa în continuare. nu veneai cu mâncarea în traistă, trebuia ca să poată să supraviețuiască cabana aia. Prețurile nu erau mari, dar ca să supraviețuiască avea nevoie ca să aibă un grulaj. Să da. plătească angajat, să plătească taxe și așa mai departe. Și atunci acolo era o regulă în care trebuia să și mănânci. Nu puteai să duci doar să bei un ceai sau să bei o bere. Nu puteai să faci asta. E un exemplu, într-adevăr, în care cabana e va supraviețui pentru că are un management. Da. Să venim acum aproape de zona dumneavoastră, de sâmbăta. și a stârnit multe discuții acea renovare a, a, a vechii cabane și Construirea nu e cabană. La un moment dat nu se știa precis era așa o nebuloasă cine ce face. Acum lucrurile s-au clarificat pentru uh, cei mai mulți. Se, face, se reface vechea cabană și aici se face... Probarea a fost pentru cabană, dar probabil va fi un minischit. Uh, cum vedeți, dumneavoastră, și aici au fost critici mari? S-a făcut drumul, că drumul strică peisajul, că lucrurile de acolo au stricat poenița acea frumoasă cu brândușe care era în jurul cabanei. Cum vedeți uh, situația aici? Păi, cred că situația și s-a ajuns la atâtea discuții pentru că a fost o lipsă de comunicare. Da, asta e adevărat. Și partea de informare. Pentru că și noi, la rândul nostru, la, la Urlea, când a fost și problema, când a ars Urlea, primul lucru care a fost, primul val de negativ, să zic, care a venit spre noi, era că noi am dat foc să luăm asigurarea de la cabană. Da. Ceea ce nu exista nicio companie din lume, nu putea să asigure o cabană care. Dacă... Era o ruină. Alea, o ruină, da. Da, da. Pentru că nimeni nu a fost, sunt oameni care au comentat, care nu au fost în viața lor acolo, care nu știau despre ce e vorba. Au văzut o informație total eronată, și au rostogolit o și au transmis mai departe o informație eronată. Cred că la fel s-a întâmplat și aici. Nu s-au informat bine, au început să transmită mai departe și să creeze un val de emoție negativă, să zic așa. Mhm. Pentru că, din păcate, ne pricepem la asta, să stârnim lucruri negative, nu cele pozitive, să le dăm mai departe pe la pozitive, nu la negative. Iar, din punct de vedere, cabană și asta mulți nu, nu știu Ești proprietar de cabană, ai niște responsabilități În cazul în care era o grindă, șubredă, nu vedeai că nu puteai să-ți dai seama Aia cădea peste un turist și doamne ferește se întâmpla ceva Proprietarul și administratorul răspundeau legal Și atunci tot el era, el era vinovat pentru că nu a făcut nimic acolo da. Și când te apuci să faci că există riscul ăsta, iarăși ai val negativ de asta este greu, plus legislația care să o aduci înapoi, să poată să respecte legislația. Adică deci, sunt multe lucruri care au un impact și pentru proprietari sau administratori, de care nimeni nu ține cont. Dar putem să vrem să vedem că ca banile ca au custă de ani, dar vrem și condiții diferite, dar vrem și prețuri mici și da. nu ne interesează dacă proprietarul ăla are de unde parte financiară să susțină locul și așa mai departe. Da. Acum, din punct de vedere mediu, nici eu nu sunt prea fericit când distrugem mediul, nu avem grijă de el. Cred că se putea să aibă grijă mai mult de mediu în zona respectivă. Impactul nu știu dacă este foarte mare acolo. Na, sunt arile protejate, sunt din ce am înțeles, sunt, toate vizele sunt acolo sunt date. Cred că oricine ar face asta, că și noi, dacă vom face la urlea, nu vom putea menține totul intact, fiecare fir de iarbă să fie exact da. în momentul în care construiești. Da, Ce în lume nu poți să faci asta? E firesc, da. Dar cred că oricum, natura întotdeauna uh, își revine și întotdeauna uh, va fi la fel acolo. Aici aveți mare dreptate. La un moment dat, când natura își revine, uh, în zona Cârțișoarei s-au făcut, eu mai duc acolo prin pădurile acelea la ciuperci și la un moment dat s-au făcut niște defrișări puternice, au lăsat crengile în păraile acelea, știți, care curc între dealuri, așa, ele putrezeau acolo, era un aspect dezolant, la un moment dat, după vreo 2 ani așa, Mirosea de ziceai că ești la Techirghiol, a Nămol, cum începuse recrengile acelea să, să se putrezească acolo. Ei, peste vreo câțiva ani, probabil au venit torente, a curățit valea, a dus resturile murdare și și-a revenit, cum ziceți dumneavoastră, e la fel cum era cu ani înainte. Da, da și acolo e și riscul la mare de, de avalanșă. Avem și râul Sâmbăta care în fiecare an crește și mătură absolut tot. Sunt și parte de avalanșe care au fost în ultimii ani și care da. au acoperit drumul. Uh, nu știu cât va rezista drumul acolo, cel puțin de la barieră în sus. Nu cred că va rezista mult pentru că există riscul să de avalan și, și tot timpul va mătura. Da. În același timp e foarte greu ca o cabană acum să mai duci totul cu măgari. Pentru că o să vedem că ducem alimentele, cum ziceau, cu măgare și după aia o să vină 2-3 și o să facă o filmare ce iau, cum chinuie animalele săracele care să ducă alimentele sus. Da, da, De asta, întotdeauna va fi, vor și vor fi oameni care vor critica. Da. Dar din punctul de vedere, oamenii care critică n-au făcut niciodată nimic și nu știu să facă lucrul ăla, nu l-au făcut vreodată, dar e ușor să critici din exterior că uite cum face la și ce face. Da. Deci dumneavoastră sunteți de părere că este benefică refacerea cabanei de la Sâmbăta? La un moment dat trebuia făcută, pentru că odată vorbim de siguranța oamenilor care erau acolo și odată vorbim de legislația care, dacă orice control îți urca acolo, îți închidea cabana în secunda întâi și te trezeai cu o amendă de 100.000 de lei. Sau poate te trezești cu un dosar penal, că nu ai făcut. Acum, legile sunt destul de dure, și din punct de vedere siguranță, și așa mai departe. Adică, vedem ce s-a întâmplat și acolo la Tohani când a ars și da. uh, atâta lume uh, a murit. Da. Uh, care poate sau nu poate să fie vina din uh, neglijența proprietarului sau nu. Dar, uh, la fel, au răspuns și sunt închiși oamenii. Aia. Poate chiar n-au avut nicio vină, poate s-au întâmplat de ce? Zicea, da, e, ori, electric, da, nu da. poți să știi niciodată. Și atunci, dacă se întâmpla asta, cine răspundea? Adică criticii nu răspundeau niciodată. Sigur răspundeau proprietarii. Da. Pe partea asta, cum spuneați că vine, vine tare râu, știu că cu vreo 2-3 ani în urmă v-ați să aveți o păstrăvărie acolo și că a venit cu foarte mult apa, cu foarte mult uh, impurități, cu da, și da. care afectează uh, păstrăvii. Da, din păcate, puietul este cel mai afectat da. din punctul ăsta de vedere uh, și, într-adevăr, este acel nisip fin care le intră la branhi și uh, ei mor. Uh, da. E aproape o cauză naturală ca asta să se întâmple și pe un râu. Încă. Normal, un păstrăvindigen poate să întâmple același lucru. Da. E o chestie naturală, dar care are un impact foarte mare a unei afaceri, să zic. Da, da. Na, în ultimii ani nu au mai fost așa probleme, să zic într-adevăr, atunci când s-a lucrat un pic la drum, la fel, exact cum și sus, cred că asta ar trebui să țină mai mult cont de, de mediul natural. Și, dar acolo la fel, a fost acum 10 sau 12 ani, dacă nu mă știu, sau poate un pic mai mult, a fost o viitură foarte mare acolo, în care a măturat pur și simplu aproape și podul de la intrare din păstrăvărie și absolut tot. Atunci de. nu exista nicio lucrare, riscul ăsta poate să întâmple oricând. Da, da. De asta zic că cu natura nu ne jucăm niciodată da. uh, Referitor la Minischitul care se face acolo Eu bănuiesc acolo E o afacere cu iz religios Deci vor veni, vor caza acolo uh, Oameni care vin În Pelerina să vadă Sus uh, schit, Schitul, da, corect schitul Și după aceea grota uh, În care se spune că ar fi trăit uh, Arsenie Boca Că este, vedeți, la nivel național Un brand puternic acum Corect. În ultimii ani, când am stat acolo, chiar au fost foarte mulți turiști pe zona asta, în care mergeau pe jos până la, până la grotă și au crescut an de an și la un moment dat, anul trecut, pur și simplu nu mai avea unde să parcheze, adică era de la mănăstire de jos, de la intersecție până sus, erau cel puțin 300 de mașini parcate da. și că o să crească turismul ăsta. Acum, trebuie să vedem și poate finalitatea lui, că na, omul care merge pe munte, el vrea liniște, vrea, ăsta, vrea să vadă natura, vrea să plimbe prin natură. Și poate nu e un om foarte religios, dar sunt de. și oameni religioși care vor să bucure și de natură, dar să, să profite și de, de mai mare de, de, de religia care ține foarte mult la el. De. Religia în principal, mai ales partea de ortodoxă și acolo, nu e o chestie negativă, e o chestie chiar pozitivă care ne învață să facem bine. Și să avem grijă și de natura care ne dă. Și atunci nu văd chiar un, un impact foarte mare. Singurul lucru care cred că ar trebui insistat aici este pe partea de, de mizerie. Pentru că sunt mulți turiști care nu sunt pe partea asta de religioasă, care nu sunt educați. Eu în fiecare an am făcut partea de ecologizare a zonei respective, cam de două ori pe an. În primul an cred că am strâns o remorcă și jumătate de, de tractor de amare de, de gunoi. Poate că 40% din gunoi erau de la cei care exploatau acolo da. cu foarte multe bidone de la de ulei, de taf și așa mai departe. Asta s-a schimbat în decursul a patru ani pentru că și eu am informat și am avertizat inclusiv jandarmii montani, inclusiv poliția, inclusiv primăria, inclusiv cei care făceau lucrul ăsta acolo și am avertizat că nu este în regulă să întâmple asta și amenziile sunt destul de mari. Da, da. Și s-a redus într-adevăr, adică ultimii ani că am stâns, cred că 10 saci de 240 de litri, nu au mai fost chiar așa cum au fost da. anul trecut, dar în continuare se întâmplă. Deci respectul față de mediu, ziceți că a crescut totuși. În a în crescut, casă. da. Dar nu e unde trebuie. A, nu e unde trebuie, cred că na, nu au partea asta de oameni de munte, ei au educația de a nu arunca gunoi, de a-și lua cu el, 90-95% nu fac asta. Dar cred dacă ne uităm pe partea asta de, de turism religios, majoritatea, cred că peste 50%, nu au respect. Și atunci, cred că aici trebuie, odată cu construcția asta, trebuie lucrat și cu jandarmeria, și cu primăria, și cu absolut toți de acolo, să pună și la dispoziție niște container în care omul să arunce, să aibă și unde să facă asta și să fie o chestie controlată, dar în același timp să avertizeze că este uh, foarte dăunător pentru natură și dacă ei vor să bucure în continuare de natura să o respecte. Uh, cum credeți că a fost afectat uh, turismul montan de schimbările de mediu pe care le vedem? Clar le vedem că aceeași discuție am avut-o și la Urlea că zicea că de ce nu construim exact cum era cabana. Păi nu putem construi pentru că în primul rând clima s-a schimbat. Uh, din ce am văzut acolo vântul este mult mai puternic Și Atunci nu mai poți să pui același acoperiș cu Și același uh, Cum era odată Că ți le imediat vântul Și stai da. în fiecare zi sau odată în fiecare săptămână Să pui și îndrilă da. sau uh, acoperiș Atunci că de ce am ales acoperișul din, din tablă Pentru da. că ăla e singurul lucru care va rezista da. Și atunci nu fac nimic Dacă în fiecare săptămână stau să lucrez mai, E mai mare impactul la mediu Dacă stau să lucrez în fiecare săptămână se să consum energie și așa mai departe decât să pun un acoperiș de tablă care la va rezista, nu știu, 50 de ani. Da, da, da. De asta s-a asta schimbat foarte mult și se va schimba, cum vedem și, nu știu, în Poiana Brașov în care nu mai avem zăpadă să facem schi și așa da. mai departe. Adică asta clar se va schimba. atunci s noi trebuie să ne adaptăm. Se iar accentuată vara. Ce, ce s-a întâmplat? Eu mergeam destul de des la Negoiu și știam niște izvoare Chiar sub acele Cleopatrei, erau niște izvoare acolo. Ei, m-am dus cu niște prieteni și nu mi-am luat bidon. Într-o zi, caniculară, uh, cumplit, așa. Uh, atât de tare m-am uh, obosit, și. Uh, Noi am să mă duc să izvorul secat. Și de atunci m-am învățat nu ne apă, apă la mine. Nu n-am vrut să le iau de la că cei cu care mergeam erau mai slabi ca mine în așa fizic vorbind și le-am lăsat lor apa, nu, nu am Deși ei mi-au oferit, nu am, dar spun că uite, au început să se izvoare și lucruri de genul acesta. Da, pentru că, că schimbările climatice oricum se datorează tot nouă pentru că nu avem grijă de natură și da. aruncăm și emitem în atmosferă atâtea gaze și da, se schimbă. Și asta tot datorită nouă. Și atunci, așa. practic, o să avem aceste fenomene extreme care nu aveam până acum, exact da. cum ziceam cuvântul. Da. Că nu aveam vânt așa puternic de peste da. 100 de kilometri. Acum e posibil să avem și trebuie să ne adaptăm cu asta și să găsim varianta în care să construim, să reziste, nu la primul vânt, să ne trezim că nu mai există cabană. Da, da, da. Într-adevăr, că uh, iar totodată am vrut să urcăm pe vechiul traseu la, de la Bâlea Cascade la Bâlea Lac traseu vei da. de tot, nu pe... și la un moment dat când am ieșit la ultimul stâlp am ieșit din pădure am prins tot așa un vânt foarte, foarte puternic, de aproape nu puteai să înaintezi niciodată în viață n-am -am întâlnit un asemenea vânt. Domnul doctor Băniceru, care e un uh, iubitor al muntelui, era și el uh, mai sus pe... și are un aparat de acela de măsurat uh, uh, puterea vântului și a spus că 120 de km pe oră era atunci, asta e că dacă vedem da. experiența oamenilor de munte care sunt vechi și ei nu au întâlnit până acum astfel de fenomene, asta o să fie cât mai des. Și dacă noi nu ne adaptăm, o să ne trezim cu incidente. Da. Care credeți că sunt principalele provocări ale turismului montan în momentul de față? Cred că trebuie să ne adaptăm la vremurile care sunt odată și partea de climatică și partea de legislație și să înțelegem că oamenii din spate nu și cei care construiesc și partea de stat nu aparat că vor rău sau nu vor să păstreze niște tradiții. Este că sunt obligați să facă în urma schimbărilor, să ia niște măsuri astfel încât să turiște să fie în siguranță. La fel când merg și ei pe munte și se întâmplă avalanșele și mai departe și avertizează salvamontul. Nu te du echipat, nu te du în zona aia ca avalanș și totuși se întâmplă. Și aici se duce în final la partea de educație, în care în ultimii ani a crescut foarte mult educația, datorită multor asociații care fac asta da. și chiar se vede lucrul ăsta. Și iar ne apropiem de sfârșitul emisiunii, starea actuală a turismului montan românesc, care credeți că este? La noi este foarte scăzut, pentru că la un moment dat a scăzut foarte mult. Acum este o cerință foarte mare, și din exterior, pentru că exact. ne-am rămas zic, grădina sălbatică al Europei și încă găsim partea asta sălbatică, în care nu o mai găsim în Alpi, prin Germania, prin peste tot. Acolo ei pur și simplu au împușcat absolut tot ce înseamnă animal sălbatic, acolo te prin te, te ca și în parc. Adică da. nu ai nicio emoție, mm -hmm. cu toate că nici aici nu-ți doresc să ai emoție să te întâlnești cu un urs. Da. Uh, și atunci cred că va crește foarte mult turismul la noi și aici trebuie să ne și adaptăm noi din timp pentru că odată cu creșterea turismului va afecta mediul înconjurător și atunci noi trebuie să avem grijă ca turismul să să crească în mod sustenabil și să avem grijă să păstrăm natura cum e. Dar în același timp trebuie să și lăsăm oamenii să meargă. Acum, sunt, avem și noi probleme legislative legate de ai voie sau nu voie să faci o potecă. Da. Ai voie să organizezi un concurs? Ai voie sau nu să construiești? Dar, până acolo, deja, să organizezi concurs, trebuie aprobări și. Da. Îți trebuie și de la Consiliul Județean, și de la Salvamon, și așa mai departe. Și ne, 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 ne lovim și de partea asta privată, în care sunt anumite zone, sunt private, și proprietarul spune că nu vreau să faci nimic pe, pe zona mea. Da. da. Și atunci. Încă nu avem o legislație clară care să ne ajute. Cred că aici ar trebui lucrat foarte mult din partea asociațiilor și ar trebui un, să fie unite asociațiile pe partea asta, să se stabilească cum a fost legea turismului făcută. A fost o lege foarte așa de bază, încât nu spune clar exact ai voie să faci aia. nu Nu este clară legislația. Și cred că aici trebuie, legislația va îndruma turismul mai departe și va stabili niște reguli încât să poți să nu afectezi natura, dar încât să ți lași omul să se bucure de natură. Mai bine lași să bucure de natură și de munți decât să se bucure de alte, să zic, lucruri care din punctul nostru de vedere în ziua de azi, cum sunt partea asta de droguri și da, alcool da. în care se exagerează și mulți tineri care se duc pe partea asta, mai degrabă e în drum cu o legislație clară și în drum pe partea asta mult mai sănătoasă de munte și așa mai departe decât să facă lucrurile astea care afectează și nu aduce niciun plus pentru societate. Domnule Mihalache, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc mult succes în continuare în demersurile pe care le faceți pentru renașterea din cenușă pe frutisa cabanei. Da, sperăm că la anul Urlea. o să avem o discuție în care spunem că este deja gata și că deja am inaugurat o să fim acolo la inaugurare. Sigur. Mult succes în continuare. Mulțumim. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.